Ne apropiem cu pași repezi de finalul anului 2021. A fost un an complicat pentru noi toți, un an ca o extindere a anului 2020 în ceea ce privesc problemele de sănătate generate de această complicată situație numită pandemie. Împreună, susținuți de dumneavoastră, am reușit totuși să ne ducem la bun sfârșit foarte multe proiecte. Avem în continuare foarte multe proiecte pregătite pentru orașul Hunedoara în viitorul apropiat și pe parcursul următorilor ani. Dar astăzi este vorba despre clipe sincere de fericire, clipe sincere de dorința de a fi împreună cu cei dragi nouă. Nu vreau decât să vă doresc dumneavoastră multă fericire în primul rând, completată cu sănătate, completată cu prosperitate. Tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească în planul familiei, în plan personal, dar și pentru orașul nostru. Ceea ce vă doriți dumneavoastră este și dorința noastră. Dorința noastră este ca într-un viitor foarte apropiat să devenim cu adevărat un oraș modern, un oraș cu o infrastructură modernă, cu o rețea școlară modernă, cu o rețea sanitară modernă, să trăim exact cum spunem de foarte multe ori, vrem o țară ca afară, vrem un oraș ca afară. Dumnezeu să binecuvânteze orașul Hunedoara, Dumnezeu să binecuvânteze familiile dumneavoastră și Dumnezeu să aibă grijă de noi toți. La mulți ani!